seara, domnilor și domnilor. Iată, ne ajungi la o nouă ediție a săptămânii la Bani Mărunți, emisiune pe care o realizez împreună cu Adrian Zvângă. Bună seara, Adi! Bună seara, Cristi! Bună seara, telespectatorilor! A fost o săptămână presărată cu multe evenimente interesante. Aș începe cu relaxarea care a avut loc sâmbătă 15 mai, o relaxare care previzibilă în cea mai mare măsură, în ideea în care rata infectărilor cu SARS-CoV-2 a scăzut considerabil, România ajungând într-o situație de scenariu verde în toate județele. Bun, relaxarea propusă de către guvern este o relaxare timidă, zic eu, în ideea în care nu vom mai purta măști, nu mai suntem obligați să purtăm măști în spațiu exterior, lucru care și până acum cred eu că nu prea a avut mare efect, dar care iată că a deranjat pe multă lume acest lucru. Mai mult decât atâta, magazinele au program normal, fiind deschise în funcție de programul pe care și doresc, și nu în ultimul rând la interior se pot desfășura evenimente într-o proporție mai mare sau mai mică, în funcție și de, se pare, de numărul de vaccinați care participă la acele evenimente. Acum, cum s-a declinat tu identitatea de om vaccinat, dacă te întreabă cineva? Păi asta chiar în, la Horeca e destul de greu să provezi, nici nu știu care vor fi regulile. Probabil va fi nevoie să prezinți documentul prin care ai fost vaccinat. Hârtie, să poți hârtie aceea cu tine. În țara hârtiilor, unde se și fabrică hârtie foarte ușor, nu știu câtă relevanță va avea o hârtie de acest gen. Cred că aș fi un mod mult mai instituționalizat de verificare a identității acestor oameni, chiar și pentru sectorul Horeca, care fiind un sector privat. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, și cei care sunt organizatori de evenimente trebuie să aibă un interes consistent să facă aceste verificări la sânge, ca să spun așa. Ori venind după o perioadă atât de lungă de criză, cred că toți vor fi interesați mai mult de cum ar putea face profit sau venituri, mai mult decât de a verifica ceva ce ar trebui să facă până la urmă autoritățile. Relaxarea asta este mai mult așa o parte a campaniei, noi campanii de marketing a guvernului pro-vaccinare, ca campanie pro-vaccinare de marketing, da? Pentru că deja erau foarte multe voci, e un număr destul de mare de oameni care s-au vaccinat, din ce știu, peste 3 milioane, iar aceștia au început să se simtă frustrați că s-au vaccinat și trebuie să respecte aceleași condiții restrictive ca și cei care nu se vaccinează sau nu s-au vaccinat. Da? Și atunci, în acest plan de marketing în care să se contrabalanceze avantajele în defavoarea dezavantajelor vaccinării, sau mă rog, a lucrurilor bune care duce vaccinarea și nu a ceea ce, să spun, oprește negativ, s-au dat aceste măsuri într-o idee în care se speră atingerea unui obiectiv de 5 milioane de vaccinați până la 1 iunie. Lucru greu de realizat, chiar și, chiar și pentru prima doză, pentru apel este exclus să se realizeze, dar greu de realizat, pentru că fiecare campanie de acest gen are un anumit boom, da? Și această campanie pozitivă sau, mă rog, de arătare a beneficiilor ulterioare vaccinării, a avut un boom. Boom-ul cred că a fost săptămâna trecută, dar încet, încet se erodează, iar guvernul va trebui din nou să se reinventeze și să caute alte soluții să convingă oamenii să se vaccineze. 5 milioane de vaccinați, chiar dacă ar fi cu ambele doze, nu sunt un număr suficient ca să poată asigura pentru pe viitor siguranța că în cazul unui nou val,
pandemic, sistemul de sănătate ar fi funcțional. Acum e adevărat că mare parte din măsuri au fost absurde, dar nu, până la urmă cred că el a avut și un nu neapărat, nu toate măsurile au avut neapărat un rol strict medical, ci a fost și un rol de conștientizare. Faptul că purtai masca chiar și în afara spațiilor închise te făcea să devii conștient oarecum de prezența acelui virus, chiar dacă eficiența măștii nu era extrem de mare. Da, stăteam și mă gândeam acum că până la urmă această scădere a incidenței de infectări cu SARS-CoV-2 este de fapt pe plan european. Toate țările din Europa au înregistrat scăderi considerabile cu infectarea de infectări cu SARS-CoV-2. Practic stau și mă întreb dacă oare o fi efectul, este un efect de sinusoidă a acestor infectări sau o fi efectul vaccinărilor masive care s-au făcut în Europa în ultima perioadă? Nu, cu siguranță efectul primar este cel sinusoidal, pentru că fiind un virus, să spun așa, un virus asemănător cu virusul gripal, da? El funcționează cam după aceleași reguli, trebuie anumite condiții de temperatură și de umiditate sau anumite condiții de temperatură și practic umiditate îl fac mult mai eficient. Pentru că a venit vara, da, scăzut și din infecție. Da, virusul devine mai puțin agresiv, mai puțin eficient, pentru că posibilitățile de transmitere se reduc în perioada când este foarte cald și în perioada când este foarte rece. De asta perioadele de vârf pandemic sunt primăvara și toamna, când temperatura este foarte fluctuată, umiditatea în aer este foarte mare și transmiterea acestui virus este mult mai... El poate rămâne în aer mult mai mult timp și favorizează foarte ușor noi îmbolnăviri. Da. Dar, bineînțeles, aceste efecte pot scădea în urma vaccinării. Cu cât vor fi mai mulți vaccinați, cu atât potențialii oameni care se vor infecta, sau nu, potențialii oameni care vor avea de suferit în urma infectărilor, vor fi mai puțin. Sunt foarte curios chiar să văd valul 4 care se pare că va urma, ce efecte va avea, adică dacă puterea de contaminare a acestui virus scade, va scădea și în urma vaccinului ar trebui să scadă considerabil. Valul 4 fiind undeva preconizat, fiind în toamnă, sunt foarte curios să văd ce se... Depinde de cât de mult, cât ce procent din populația va fi vaccinat. Eu cred că e greu de crezut că vom reuși să ajungem la 10 milioane de vaccinați. Măcar 7 milioane, la câți mai suntem noi de fapt în România, care nu știu dacă... Până în toamnă posibil să fie 7 milioane, dar... Nu știu dacă mai suntem 12 milioane în România la ora actuală efectiv prezenți, dar 7 milioane ar fi un target foarte ambițios chiar. Bine, acum trebuie văzut și dacă va fi nevoie de un al treilea rapel, pentru că mutațiile virusului sunt destul de agresive și destul de rapide. Da, chiar că ai deschis discuția despre al treilea rapel, al doilea rapel, de fapt. Al doilea rapel, da. Mă gândeam că e normal să existe încă un rapel după o perioadă de timp, pentru că și virusul antigripal anual se face vaccin diferit. Se face anual, deci practic și în contextul în care ai deja două doze făcute, ar trebui totuși anual să-ți ce puțin o perioadă de câțiva ani, nu? Ca să putem să zicem că controlăm virusul SARS-CoV-2. Da, rămâne să vedem cum va evolua lumea academică sau lumea științei și cum, dacă până la urmă se va găsi o modalitate de distruge virusul definitiv sau vor trebui făcute vaccinuri în fiecare an, vaccinuri care să adapteze, să fie adaptate la noile mutații genetice. Cred că ar fi interesant și să vedem un medicament care să trateze acest virus, pentru că trebuie să știm că nu doar vaccinul este o soluție, ci și medicamentele care
de tratament curativ, ca să zic așa, în momentul în care te infectezi, să te poți trata. Bun. Sunt ceva tratamente în faza de testare, dar deocamdată nu... Ce mai este de spus vis-a-vis de acest subiect este faptul că odată cu intrarea în vigoare acestor relaxări, intră în vigoare și eliminarea declarației pe timp de noapte, a restricțiilor de circulație pe timp de noapte și implicit a declarației. Cu toate acestea, România rămâne în stare de alertă, o alertă, nu știu, benefică guvernanților. Nu m-am prins până acum care sunt gradele încă mai, de... Încă mai sunt niște mărci de cumpărat și nu s-au distribuit toate stocurile, mai trebuie un pic alertă, să mai stăm în alertă. Asta, mă gândeam care ar fi gradele de alertare a populației sau de alertă în care pot fi... Nu, cred că acesta... Nu-mi dau seama dacă rămânem în... Ne relaxăm, dar rămânem în alertă. Starea asta de alertă poate dă posibilitatea guvernului să ia deciziile mult mai rapid. Asta e singurul... Nu că n-ar fi putut să-l țelea și până acum, pentru că... Mai greu un pic, mai greu. Dacă ne ajungem de PNL-ul, era o trâmbiță perpetuă că PSD-ul dă ordonanță de urgență neștire, iar ei au dat în primele 5 luni de guvernare mai multe ordonanțe de urgență cât a dat PSD-ul în 4 ani. Bine, acum ordonanțe de urgență mai puteau și fi și blocate într-un anumit fel. În starea de alertă, ele devin executorii rapid și pot fi verificate. Când ai majoritatea în Parlament, cine să le mai blocheze? Că poți să le blocheze așa cu zic știu... La modul teoretic. Da, teoretic, să-l blochez eu făcând apel la Curtea Constituțională sau la Avocatul Poporului sau la tot felul de chestii. Totodată achizițiile au un alt regim în momentul în care există o stare de alertă. Aici ai dreptate. Nu mai trebuie să respecti chiar cu strictețe toți spațiile procedurale. Dar și măștile sunt mai scumpe și iarba crește mai deasă. Mai sunt niște stocuri prin China care trebuie să le cumpărăm. Trebuie să dispară din China, să apară în România. Da. Bun, deci față de subiectul cu pandemia, relaxarea este benefică, indiferent cum ar fi ea. Acum, că sunt cu măști, fără măști, important este că suntem într-un scenariu verde pe tot cuprinsul României și asta este foarte îmbucurător. Să sperăm că subiectul cu pandemia sau viitorul subiect cu pandemia va fi că pandemia nu mai e un subiect și trecem mai departe, pentru că de ceva timp e un subiect zilnic. A devenit într-o care măsură de suet, dar până la urmă e vorba de vieți omenești și chestia asta ne face ca să pomenim mai mereu. Bine, și de vieți omenești și de calitatea vieții umane, pentru că n-a fost afectată calitatea vieții într-un mod foarte puternic. Bun, hai să zicem despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Săptămâna aceasta premierul Florin Câțu s-a întâlnit cu conducerea Comisiei Europene în frunte cu Ursula von der Leyen și ca să fie treaba bătută în cuie, premierul și-a luat niște angajamente foarte interesante în fața mai marilor Comisii Europene, în fața mai marilor UE, da? Și a asumat, de exemplu, faptul ca România să aibă o creștere în acest an peste media Uniunii Europene, să restructureze sistemul bugetar, să-l restructureze, să-l eficientizeze, nu știu cum, decât într-un singur fel, dând afară probabil disponibilitatea. Membrii PNL din sistemul bugetar. membrii PSD probabil, nu PNL. Dând afară membrii PSD și alte partide, dar fără ca să disponibilizezi masiv din mediul din sistem bugetar, n-ai cum să eficientizezi această structură, pentru că țin minte, acum câțiva ani erau peste 300 de agenții naționale, guvernamentale, care agenția
nu știu, agenția fumului, ieșit pe coși, agenția, tot felul bine, vorbesc la mod operativ, dar trebuie să de agenții cu tot felul de activități din astea, care activități ar putea fi foarte ușor substituite de către niște departamente în minister, da? Dar care agențiile astea trebuie cumva să recompenseze și meritele lipitorului de afișe, meritele... Hai, neapărat lipitorului de afișe. Păi, atunci a cui? A rudelor? A rudelor, a celor care asigură suportul politic partidului. Hai, lipitorul de afișe, hai să... Asta, pentru că trebuie cumva și lipitorul de afișe să fie recompensat în vreun fel, nu? Acum să știi că în politică lipitorul de afișe nu mai are statutul pe care l-avea în urmă cu ceva ani, că nu mai ai voie să lipești atâtea afișe, nu da, mai ai de afișaj, așa că nu poți să fie mulți lipitori de afișe. Atunci apostacilor, apostacilor. Apostacii altceva. Atunci apostacilor, dar a rămas intact lipitorul de afișe și nu sună rău. E o meserie pe cale de dispariție. Dacă va fi digitalizate panourile de afișaj, dacă vor fi digitalizate în urma PNRR-ului, uite, e o soluție și pentru asta acasă. Lipitorii de afișe vor dispărea, pentru că te vei duce cu un stick la primărie, îți voi depune afișele și ele vor rula pe panouri digitale, în așa fel încât nu vor mai fi lipitori de afișe, absolut deloc vor dispărea. Vor fi operatori de panouri digitale. Da. Bun. Și ar fi și un avantaj pentru hârtie, că n-am mai consumat hârtie. Bun, până la urmă, după ce a făcut Florin Câțu vreo 3 tentative de planuri pe suma de 40 de miliarde de euro, a înțeles în final că suma alocată României este de 29,2 miliarde de euro și ăia sunt banii și măcar să fie în stare, vorba Comisiei Europene, măcar să fiți în stare să absorbiți și această sumă. Drept pentru care sunt foarte curios să văd cum, pentru că vorbeam și în dățile trecute, de faptul că unde se regăsește firmele private, unde se regăsește mediul de afaceri în acest plan. Eu nu prea am văzut, bine, nici nu l-am citit, este foarte gros, planul de național de redresare și reziliență este foarte gros, nici n-am reușit să fac gros de ultima versiune, acea agreată cu Uniunea Europeană, dar sunt foarte curios să văd dacă tu știi să-mi spui care este ponderea ajutorului sau ponderea mediului de afaceri în acest plan? Există o posibilitate a mediului de afaceri să intervină în acest plan, în ideea în care se fac anumite proiecte care sunt oarecum benefice sau în ajutorul statului. Despre exemplu, pe partea asta de susținere a energiei verzi, sunt foarte multe proiecte care s-au depus, în special pe zone de parcuri eoliene și fotovoltaice, în zona Dobrogea, în zona de sud a țării, acolo unde sunt oarecum condiții favorabile pentru producerea acestui tip de energie. Chiar se punea, ministrul energiei punea în discuție dacă toate aceste proiecte vor fi finanțate și vor deveni realitate, ar fi o problemă foarte mare pentru că nu are Transelectrica capacitate de transport din acea zonă, în așa fel încât ar trebui făcut un update și la rețele de transport, are Transelectrica și se încerca o gândire pentru finanțarea acestui update. Acum o să revin la digitalizare, pentru că mi se pare foarte, foarte, foarte interesant ceea ce s-a discutat la Bruxelles și ce angajamentele lui, câți nu au venit așa întâmplător. Sunt ferm convins că ei s-au dus, autoritățile s-au dus la Bruxelles explicând că ei sunt foarte pregătiți pentru digitalizare și vor dota fiecare angajat din unitățile, din autoritățile statului sau fiecare bugetar cu un aparat digital, un telefon, un smartphone sau o tabletă, ceva care să arate că de fapt ne digitalizăm și eventual să mai facă și un serviciu peste ce alte servicii, să mai angajeze încă câteva mii de oameni care să administreze această digitalizare. Ori este clar că s-au lovit de o barieră, iar cei din Comisia Europeană le-au explicat că de fapt acest plan de redresare și reziliență și digitalizarea se referă exact la acest lucru, la elimina bugetari care iau salarii, lucrează ineficient și cheltuie o grămadă din banii statului și să se digitalizeze aceste servicii. Câțu și-a luat angajamentul ăsta, e foarte ușor să-și angajament, dar aici se va lovi de o foarte mare opoziție, din partea primarilor, pentru că toți acești oameni care sunt în buget, care sunt angajați la buget, de regulă au și anumite legături politice și de regulă cu cei care sunt
conducătorii orașelor și reacția va fi destul de virulentă. De altfel, mai este un mare proiect care a rămas tot așa în stand-by din cauza primarilor. Este vorba de restructurarea administrativă, unde ar fi trebuit o grămadă de primării să nu mai existe. Prin fiecare rang de primărie ar fi trebuit să aibă un număr mai mare de locuitori, astfel încât municipiile până la comune să aibă un număr minim de locuitori, mult mai mare decât numărul locuitorilor de acum. Acest proiect a murit... E un număr real de locuitori, adică... Un număr real și updatat. Știm, sunt orașe care au 1000 de locuitori și sunt comune care au 5000. Deci este total anapodat. Și nu numai asta, dar pentru exodul populației din România către vestul Europei a determinat scăderea drastică, scăderea dramatică față de recensământe. Ori din cauza faptului că, datorită faptului că România dorește și, mă rog, undeva este legitim să îți dorești mai multe fonduri, nu? Mereu a declarat recensămintele au fost false, ca să spunem exact. Concret. Deci oameni care de fapt sunt plecați în afară, ei având rezidență și lucrând, fiind, să spun așa, membrii unui alt stat funcțional, da? Lucrează acolo, își plătesc taxe, își trăiesc, copiii lor trăiesc acolo, învață acolo, beneficiază de servicii sistemului de sănătate, doar sunt cetățeni români în ideea în care au adresă pe buletin aici în România și vin periodic, ca să nu spun câteodată, marea majoritate odată pe an în țară, dar ei au fost trecuți ca și cetățeni români, tocmai în ideea de a accesa mai multe fonduri, de a avea mai un număr mai mare de europarlamentari, de a avea influență mai mare în cadrul Comisiei Europene. Și acest lucru, fiind un recensământ din ce știu eu, anul ăsta ar trebui făcut recensământ, cred că și acest lucru ar trebui clarificat, să știm exact despre ce populație în România se discută. Dar, revenind la începutul discuției, cred că acesta ar putea fi începutul sfârșitului politic al premierului Câțu. Dacă va avea curaj să abordeze frontal dur acest subiect, va rămâne un erou național, probabil, pentru că nimeni n-a reușit și n-a avut curaj să facă acest lucru, dar cred că din punct de vedere politic va fi decapitat fără drept de apel, pentru că primarii liberali sunt primari care și-au creat o înțesătură de conexii și mandatele lor sunt bazate exact pe acest tip de relații, da? Cu oameni care coordonează, ca o pânză de paianjen, dar în care ochiurile pânzei de paianjen sunt acești oameni angajați la buget. Ori acești oameni, când vor fi excluși din sistemul bugetar, nu vor mai fi angajați la buget și, în al doilea rând, cei care vor rămâne nu vor mai avea lejeritatea care au acum, da? Să facă ce doresc ei. Da? Pentru că știm o grămadă de bugetari care principala lor, să spun, ocupație este să posteze pe Facebook tot felul de articole sau mulțumiri aduse primarului și elogii aduse primarului în funcție. Asta e ceea ce fac în timpul serviciului. Ori acei oameni probabil nu vor mai avea timpul să piardă elogiindu-și conducătorii, ci vor fi nevoiți să înceapă să muncească orele cât sunt la muncă și atunci nu va mai fi atât de atractiv să fii angajat la buget, pentru că va trebui să muncești pentru bani și nu îi vei primi la fel de ușor. Pentru bani mai puțin și muncă mai multă, probabil. Că eu aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla. Câțu a avut curaj în câteva situații, chiar și cu Voiculescu. Sunt curios dacă cu Ghinea va tranșa lucrurile în direcția în care ar trebui tranșate, pentru că și aici e un eșec major. Acest proiect arată limitele acestui ministru, care sincer ar trebui să-și vadă și el de drum în continuare. Aștept să vedem și la transportul ce se întâmplă, pentru că la nivel declarativ totul este foarte funcțional, dar încă nu se vede nimic concret să se miște, cum de altfel și cu Ministerul Mediului. La fel, vedem un mega scandal în care acest ministru al mediului, Dinu Demere, din punctul meu de vedere, are o singură mare calitate, abilitatea
de a răspunde la întrebări. Este foarte abil, știe cum să spun, stăpânește foarte bine dialogul ăsta cu jurnaliștii, dar rest, consistență și, să spun, în spatele declarațiilor, nu există fapte reale care să le și susțină. Da, mă rog, vom vedea ce s-a întâmplat și cu primarul Cîțu. După câte știu, la ora actuală, deși campania pentru președinția Partidului Național Liberal încă nu a început oficial, totuși neoficial se duc lupte grele, lupte aprige între tabăra premierului Cîțu și tabăra actualului președinte al PNL, Ludovic Orban. Acum, interesant să vedem cum se vor finaliza aceste lupte. Chiar astăzi, după câte știu, astăzi fiind vineri, pentru că vineri înregistrăm această emisiune, președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban și președintele PNL a făcut o vizită în județul Cluj, unde nu prea a fost foarte bine întâmpinat în zonă. Președintele Consiliului Județean Alin Tișe, criticând destul de dur anumite acțiuni ale Ludovic Orban. Dați să zic că Cîțu are două lupte de dus, o luptă cu guvernul și o luptă cu partidul. Acum să vedem dacă este, să vedem statura lui de un politic, pentru că până acum Cîțu nu ne-a demonstrat mare lucru. Bine, exceptând episodul cu ministrul Voiculescu, ministrul Sănătății, ministrul din partea USR Plus, dar care la momentul acela acțiunea de înlăturare a fost una, dar consecințele de pupat creția independenței practic i-a mai dat un pic din ăla, dacă țină bine minte lui Cîțu, nu? Da, depinde și momentul când va fi congresul PNL, dacă aceste restructurări, planuri de restructurări vor fi și probabil nu vor fi făcute decât după ce va fi congresul, dacă primarul Cîțu cu ajutorul președintelui României va reuși să ajungă președintele PNL. Și președintele României, nu știu cum, că nu a avut așa un joc de glezne și Klaus Iohannis nu prea s-a poziționat ferm de partea niciunei tabere. Aici problema este că ce nu înțeleg oamenii, că alegerile în interiorul partidelor nu sunt democratice. Și de asta, ăsta viciul de democrație în România pornește de la această lipsă de democrație în interiorul... De fapt, nici alegerile parlamentare și prezidențiale nu prea sunt democratice. Hai să zic altfel. Alegerile în interiorul partidelor sunt profund nedemocratice. Sunt dictatoriale, ca să spun așa. Ca să nu pară, deci dacă alegerile normale au o anumită aură sau o anumită democrație, în interiorul partidelor această democrație nu există. Da? Acolo se fac alegeri prin reprezentanți, reprezentanții sunt aleși pe sprânceană, fiecare știe ce are de votat, se primesc liste, tu votezi pe ăla, se fac calcule, rezultatul alegerilor se știe dinainte, cu excepția situațiilor în care mai există trădări. Că suntem români, nu? Dar teoretic fiecare știe pe un număr aproximativ strict de voturi pe care se bazează, iar aceste alegeri în interiorul partidelor, susținerea sau nesusținerea unui candidat, sunt strict legate de ce primești în schimb. Da? Ai primești un post de ministru, un post de secretar de stat, anumite avantaje unor oameni care merg în buget, exact în această zonă care trebuie digitalizată. Asta se negociază la alegerile din interiorul partidelor. De asta spun, în interiorul partidelor nu există un vot democratic. Totul este negociere și discuție. Cine poate oferi are șanse mai mari să ajungă președinte de partid decât cel care nu poate oferi. De altfel, membrii simpli, cei care sunt, să spun, cotizanți sau au adeziune, dar stau acasă și doar îi susțin prin vot pe liderii partidului, nu au niciun cuvânt de spus. Da? Ei nu decid ce reprezentanțe va duce să îi reprezinte pe ei într-o alegere la un congres național.
această lipsă de democrație în interiorul partidelor, faptul că un președinte de partid nu are o susținere din partea membrilor în interiorul partidelor, ci are o susținere din partea celor care popular îi numim baroni locali, ei sunt, să spun, legătura sau balamaua între electorat și cel care va fi echipa de conducere națională, le dă acestor baroni locali o putere extraordinară. Da? Ori efectele negative ale acestui mod sau acești baroni locali sunt cei care fac foarte mult rău societății și ei împiedică de fiecare dată orice posibilitate de restructurare, de reorganizare, de a duce România într-o altă direcție. Ei sunt, să spun, balamaua care schimbă societatea într-o direcție sau alta. Bun, hai să schimbăm. Nu se va schimba nimic dacă în interiorul partidului nu vor exista alegeri. Cum sunt alegerile normale? Să schimbăm registrul un pic, să schimbăm subiectul. După renumărarea voturilor de către poliție, acțiune dispusă de secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Dan Tudorache a câștigat alegerile în sectorul 1, având cel puțin 1000 de voturi în plus. Lucru care era previzibil la un moment dat, dar care Noaptea sacilor lungi, sacilor lui Moș Crăciun, așa cum am văzut cu toții pe registrarea din camera cu voturi, iată că Dan Tudorache până la urmă ajunge în pole position. Acum, interesant de văzut ce va urma. Ce crezi că va urma după toată povestea? Păi să zic o chestie care tot din interiorul partidelor, în momentul în care sunt alegeri, există o vorbă. Nu e important cine votează, e important cine numără. Exact același lucru s-a întâmplat și la primăria sectorului 1, primărie, cea mai importantă primărie după primăria municipiului București. Cea mai bogată primărie din țară. Cea mai mare buget. Se pare că cine a numărat a fost mai important decât toți cei care au votat și l-ar fi votat pe primarul în funcție. Nu știu, e prima dată când se întâmplă un lucru. Nu e prima dată când există când se fură voturi, da, dar este prima dată când este arătat acest fur de voturi. Când se ajunge în stadiul acesta. Sunt curios și eu unde va duce acest rezultat, dar dacă e să fac așa o previziune, cred că vor urma 4 ani de procese sau 3 ani de procese, sau cel puțin 3 ani jumate, până când Clotilde Armand își va încheia mandatul care intră, să spun, e susceptibil de a nu fi real și la următorul mandat probabil va fi, dacă va candida și va reuși să ia un alt mandat, nu va mai avea problema asta, pentru că în acest timp va reuși să-și facă și ea structura care să o susțină și să nu mai aibă problema asta de mii de voturi. A început cu stângul Clotilde Armand la primarea sectorului 1 și la ora actuală sectorul nu se prinde gunoaie, am trecut pe acolo și la fiecare stâlp sunt mulți de saci de gunoi, tocmai ar fi lăsat saci cu voturi acolo, dar sunt o grămadă de saci de gunoi, plus că se pare că nici consiliul local nu e prea de partea primarului și are reușit să-și pună în cap și sunt curios dacă primarul Tudorache sau fostul primar Tudorache va reuși să impună ordonanța prezidențială, asta ar fi singura soluție de suspendare a mandatului lui Clotilde Armand, dar asta nu înseamnă că va deveni el primar, ci doar va reuși să o suspende pe Clotilde Armand până când se va lua o decizie în interiorul, o decizie în justiție. Cred că ar fi singura măsură logică. Doar că această măsură logică va duce la un primar, la un eventual alt primar din rândul consilierilor locali care va conduce pe această perioadă. Altă soluție nu văd, juridic nu văd altă soluție, da, și nu cred că fiind vorba de USR, nu cred că se va lua o decizie de anulare a legilor sau să meargă procesul pe rapid în așa fel încât într-un an de zile să... va fi o deversare timp de 4 ani în așa fel că lucrurile să... Ce este? Ce este că o situație fără precedent la starea în care s-a ajuns și în faza în care s-a ajuns? Este fără precedent. Acum, uite că secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, pe ultima 100 de metri și ea
pentru că vedem că actuala guvernare i-a pus gând rău și zilele acestei secții sunt numărate, sau cel puțin așa afirmă guvernanții. Uite că această secție a reușit totuși să se impună într-un stil destul de abrupt, dispunând direct renumărarea voturilor de către poliție. Da, deci, totuși o chestie chiar la care nu am fi putut aștepta sub nicio formă. Asta arată că de fapt e eficientă această structură. Ne-am mai discutat de treaba asta și am găsit o anumită eficiență. Faptul că iese de sub sfera politică deranjează destul de mult, pentru că, uite, apar scoate gunoiul de sub preș, ca să spunem așa. Chiar asta s-a întâmplat, da. Și modul de vot în România este arhaic. Se votează pe hârtie, se fac procese verbale pe hârtie, sacii sunt duși cu voturi și cu procese verbale la autoritățile electorale, acolo sunt alți operatori care preiau procesele verbale, mai greșesc un pic la cifre cât să fie suficient să mai intre anumite partide care au interesul sau să nu intre alte partide care e interes să nu intre. Sunt tot felul de... Asta discutând într-un secol în care cu un sistem informatizat și securizat, coordonat de acest maestru de ceremonie al României, STS, s-ar putea trece la vot electronic, în așa fel încât votul să nu mai poată, să poată fi furat mai rapid, nu să fie nevoie de atâția pași ca să ajungem la un rezultat. Nu, chiar e arhaic, ar trebui găsit un alt sistem de vot, ca să nu spun că eu, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui un pic gândirea, pentru că această gândire cu alegeri din 4 în 4 ani este un pic, din punctul meu de vedere, în urma evoluției societății. Cred că ar trebui un vot dinamic, în așa fel încât să asiguri susținerea unei zone sau altei zone, să poți face, deci dacă, spre exemplu, nu ești mulțumit de o guvernare de un anumit tip, să poți reveni asupra deciziei tale ca și votant și să le retragi sprijinul sau acestor... Sau să fie vot în fiecare an, că nu e mare scofară să mergi la vot într-o... Cred că s-ar putea face un vot dinamic, în așa fel încât fiecare să... Bine, atunci, votul ăsta, așa cum spui tu, dă naștere la tot felul de mișmașuri care se pot face. Da și nu. Pe de altă parte, nici n-ar mai asigura confortul celor care sunt la guvernare să știe, bă, orice s-ar întâmpla, 4 ani de zile nu ne schimbă nimeni, de ce? Ne-au ales, frate, putem face orice. Un vot dinamic i-ar pune tot timpul, fiecare acțiune ar trebui să fie gândită în așa fel încât, pentru că orice acțiune negativă ar duce la o retragere a sprijinului din partea populației și la crearea unei alte majorități. Lumea se schimbă, se mișcă mult mai rapid față de acum câteva decenii, de câteva secole când a fost implementat acest sistem de vot. Da, ies la nivel noi informații asupra activității de informator al lui Traian Băsescu, pe numele său considerativ Petrov. Se pare că și-ar fi turnat colegii care jucau jocuri de noroc pe vasele de... vasele, mă rog, unde a fost Traian Băsescu comandant sau... Probabil pierde el banii și din cauza asta era supărat și cum știm că foarte orgolios și foarte orientat spre profit, probabil în nopțile în care pierdea banii îi dădea în primire partenerii Țin minte că activitatea asta de informator pe vremea comunismului ajuta la accederea cu repeziciune în funcții mai înalte. Eu cred că era o condiție, că să ai o funcție de conducere peste un anumit nivel, dacă nu erai și informator, exact nu, cum a fost el, cum a fost atașatul României pe probleme economice la Anvers, sau reprezentantul României pe probleme economice la Anvers. Acum și cu informatorii sunt și, până la urmă, eu nu cred că trebuie neapărat, să zic, acești informatori, faptul că ai fost informat, pentru că era o condiție a societății de atunci. Dar ei se diferențiază în informatori care făceau acest lucru de nevoie, pentru că evoluția lor profesională îi obliga să facă și acest tip de informări către securitate, și cei care făceau de plăcere. Ori să denunți pe cineva că ai jucat poker,
chiar o faci de plăcere, nu e un lucru atât de important pentru societatea în care trăiești. Deci e clar că Traian Băsescu a avut vocație de informator, o făcea cu mare plăcere de turnător. Și nu o făcea doar de nevoie atunci când trebuia să nu mai știu, facă caracterizările de condiții. Nu mai știu ce situație se află recursul, pentru că instanța într-o primă fază a hotărât faptul că Traian Băsescu a fost informator. Acum nu mai știu la recurs dacă să fi judecat sau ce s-a mai fi întâmplat. Dar uite că lucruri care ar fi trebuit să le știm înainte să fie ales președinte, uite că le aflăm după ce și-a îndeplinit două mandate, nu? După ce și-a terminat. Și acum, de bine, de rău, s-a mai cățărat și în funcție de europarlamentar. Chiar dacă partidul nu mai este parlamentar în România, totuși este europarlamentar, este un partid europarlamentar acest PMP. Bun, rămânând în același registru infracțional, ce părere ai de condamnarea lui Marian Vanghelie? O condamnare destul de aspră, 11 ani. Chiar informații care nu merg pe la ureche, pe tine te-au dat acum prima dată că Vanghelie a fost, dar e fapt, e și normal că până la urmă fiind bucureștean acolo informațiile circulă mai repede, probabil vorbește lumea pe la Târgu, a zis Vanghelie. Bietul Vanghelie, uite, na, a 11 ani de pușcărie, în prima fază. Este în prima fază, nu este definitivă, urmează o a doua fază unde din practica judiciară nu cred că poate exista vreo achitare, tot vreo condamnare, probabil mai mică, 7 ani, 6 ani, ceva acolo, din care se execute vreo 4-5, să zic. Deci uite că și primarul, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, parcă 7 ani a avut are de ispășit. Mai are, că stă de vreo 2, deja, da. Stă de vreo 2, mai stă vreo 2-3. Da. Să zic, se destul de aspre pentru niște fapte care totuși nu sunt dovedite chiar foarte exact. Că aici lui Vanghelie se reproșează un prejudiciu de câteva zeci de milioane de euro, lucru care nu-mi dau seama cum a fost calculat. Așa, probabil sunt niște expertize la mijloc, niște, dar pe undeva cam ambigu așa, ca să... Bun, și acum te întreb dacă știi cumva mărimea pedepsei este în funcție și de mărimea prejudiciului sau? Nu știu. Nu cred neapărat. Probabil prejudiciul este faptă, este o consecință agravantă a pedepsei, dar nu cred. Cred că pur și simplu tipul de fapte care le săvârșești sunt primordiale în stabilirea pedepsei. Pentru că până la urmă ești încadrat în funcție de o faptă, iar acest modul de cât de mare prejudiciu, cred că poate să agravezi un pic sau, mă rog, să primești o pedeapsă mai mare. Nu știu ce să zic. Acum, Vanghelie a fost un personaj în sine. Nu cred că a avut inteligența suficientă ca să se ferească de tot ce ar fi putut să pățească din funcția de primar și probabil asta da, e consecință. Da, nimeni nu. Luăm exemplu Dragnea. Nici Dragnea n-a putut să se ferească, dacă dar aminte Vanghelie. La Dragnea au fost niște... Hai să fim serioși. La Dragnea au fost forțate amândouă condamnările, oricât... Repet, nu sunt un fan Dragnea și nu l-am apreciat niciodată, dar acum să fii condamnat odată că ai trimis SMS-uri și să iasă lumea la vot, păi trebuie toți politicienii condamnați dinainte de el, că toți trimiteau, hai să fim serioși, primar, toți, nu se discuta, președinți de consilii județene, inclusiv la un an erau anumite momente când trimiteau chiar de pe numele, numere, se suna de pe numere în care apărea vocea candidaților la prezidențiale să te îndemne la vot, să ieși la vot. Asta e prima condamnare. Iar a doua condamnare, că două angajate de la direcția socială lucrau la partid, e un alt motiv pentru care, la fel, dacă stăm în ziua de azi și analizăm câți din acei bugetari care nu mai stau la partid, nu stau în sediul partidului, da? La biroul partidului, la sediul de partid, dar lucrează din primării sau din consilii județene sau din alte
entități publice pentru partid, eu zic că toți conducătorii de entități ar trebui, de unități publice ar trebui trimiși la pușcărie, pentru că fiecare are cel puțin o persoană care îi face munca birocratică de la partid pe banii statului. Bun, ca să încheiem emisiunea într-o notă interesantă, Italia tot încearcă să interzică TikTok pentru copiii sub 13 ani. Fenomenul ăsta TikTok e un fenomen care văd că a cuprins pe toți tinerii din lume. Este o firmă, după câte știu eu, cu origine în China, o afacere chinezească, care, mă rog, are un specific aparte. Iată că Italia a găsit și lucruri care nu sunt în regulă, lucruri pe care le-am constatat și eu. Se pot posta acolo tot felul de filmulețe, deci platforma față de, comparativ cu YouTube, unde nu poți să postezi orice să ce prin cap, TikTok-ul permite postarea a multor lucruri care nu sunt ok cu legislația europeană, și Italia, uite că încearcă să interzică. Ce părere ai? Ce părere ai, în primul rând, de platforma asta, TikTok? O platformă amuzantă, dar în care, într-adevăr, sunt o grămadă de informații, pentru că ele, fiind informații video, nu pot fi filtrate ca și informațiile scrise, exact. Nu pot exista filtre, și atunci pe video, nenumărate limbi de pe pământul ăsta, pot apărea tot felul de îndemnuri la diverse chestii, dar ea, de principiu, e un fel de o platformă oarecum care duce spre amuzament. Sunt foarte de acord, cred că rețelele sociale ar trebui monitorizate mult mai atent. Mult mai și atent. Din punctul meu de vedere, aceste filtre ar trebui puse de Comisia Europeană. Da? De altfel, pe Facebook, dacă nu știai, să știi că nu te poți înscrie decât după vârsta de 16 ani. Nu ai posibilitatea asta să te înscrii. Deși toți tinerii se înscriu se declară 16 ani. Deci nu cred că acest aspect că ai... Problema e o declarație pe propria răspundere, nu e... Da, păi aici ar trebui să intervină, în așa fel încât aceste rețele sociale să fie cumva sanate, pentru că și pe Facebook, faptul că nu există un control, cum există CNA-ul, spre exemplu, în televiziune, să nu poți înjura, să nu poți aduce prejudicii de imagine nejustificate unor anumite persoane, cred că ar trebui să existe un alt fel de organism care să verifice și platforme sociale, să vadă ce este fake news, ce este hate, ce depășește limitele de moralitate. E imperios necesar să se întâmple acest lucru. Da, și mai ales că pe aceste platforme se câștigă extrem de mulți bani. Ele nu au scop pro bono, cum s-ar crede. Faptul că sunt gratuite, de fapt ele în spate au generează niște venituri foarte mari. Venituri din publicitate, din venitul pe click, cum se spune, venitul din click. Bun, și din folosirea datelor personale, trebuie să recunoaștem și asta. Cu toate restricțiile cele au fost puse la nivelul Comisiei Europene, datele personale se folosesc în continuare cu mare succes. Hai să mai menționăm în încheiere, că mai avem foarte, foarte puțin timp, faptul că și Comisia Europeană s-a sesizat cu ceva timp în urmă față de fake news-urile apărute pe rețelele de socializare, pentru că aceste fake news-uri sunt prezente în fiecare zi și mai ales în timpul campaniilor electorale, aceste fake news-uri pot influența și influențează masiv votul populației. Comisia Europeană s-a autosesizat la un moment dat cu ceva timp în urmă și chiar se lucrează. Da, s-a sesizat exact în zona în care a fost deranjată din punct de vedere politic, pentru că din punct de vedere social nimeni nu se deranjează să observe problemele. S-a mai sesizat foarte tare prin faptul că veniturile din publicitate nu rămân în Europa, ci merg în China, în America. Da, America și da. Bun. Aici e marea problemă. Bun, mulțumesc, Adi, pentru participare, domnilor și domnilor. Mulțumesc. Asta a fost emisiunea de astăzi. Repet, este înregistrată vineri, o difuzăm duminică de la orele 18 și
luni în reluare de la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine.